Iulia Ionescu ne-a promis că astăzi ne învață cum să facem cumpărături online inteligente. Bună dimineața ție și invitatei tale! Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Alături de mine astăzi este Doina Vâlceanu, specialist în e-commerce. Și pentru că mai este foarte puțin timp până când cu toții vom face cumpărături probabil excesive, și anume mai este puțin și vine ziua de Black Friday. Cel mai mare retailer online din România ne-a anunțat că asta se va întâmpla anul acesta pe 13 noiembrie. Ne-am gândit să aflăm de la un specialist în cumpărături online, să spunem, ca să înțeleagă toată lumea, care ne sunt drepturile atunci când vine vorba de shopping online, mai ales în calitate de cetățeni europeni, pentru că regulile se aplică și aici în România atunci când vine vorba de shopping online. Și te rog să ne spui tu, în primul rând, care ne sunt drepturile, așa cum am spus mai devreme, atunci când vrem să achiziționăm un produs, dar din păcate nu suntem mulțumiți, ni se întâmplă asta și vrem să returnăm acel produs sau să ne recuperăm banii. În ce condiții putem să facem asta? Neața. Într-adevăr, legislația este aceeași în toată Uniunea Europeană. Există mai multe ordonanțe de urgență și legi care se aplică în cazul cumpărăturilor la distanță, ceea ce înseamnă inclusiv comenzile online, dar și cele telefonice sau prin casele de comenzi. În primul rând ar fi ordonanța de urgență numărul 34 din 2014, care practic a liberalizat tot ce înseamnă drepturile consumatorului final, persoană fizică, mare atenție că există o diferență între persoanele juridice și cele fizice, de a putea returna. E cunoscut și ca dreptul de a se retrage, dreptul de a anula comanda și așa mai departe. Deci un consumator în momentul în care a achiziționat un bun în online are oricând dreptul în cele 14 zile legale, calendaristice, să returneze produsul fără niciun fel de explicație, iar vânzătorul, comerciantul, este obligat să-i returneze banii. Apoi a mai existat o lege, cea de 249 din 2015, care a elucidat un mare mister, cel al obligativității de a returna produsul în ambalajul lui original. Ei, în momentul în care ești obligat să păstrezi toate cutiile cu care a venit produsul dorit, e foarte puțin probabil să-l mai ai în momentul în care îți dai seama că este ceva în regulă cu produsul și vrei să-l returnezi. Și atunci legea a modificat și această prevedere legală de a trimite înapoi în ambalajul respectiv. Însă există și excepții de la lege. Vă rog, dragi cumpărători online, să țineți cont de faptul că produsele de igienă, produsele alimentare, produsele personalizate, cele la care ai solicitat inscripționarea propriului nume sau personalizarea în orice fel al lui față de calitatea lui inițială, nu mai pot fi returnate. Pe acelea trebuie să le păstrezi. Eu am observat că sunt și site-uri, în special producători de haine, care anunță, chiar la descrierea companiei pe site-ul lor, că toate produsele lor sunt personalizate. Din momentul în care scrie asta pe site, asta înseamnă că noi nu putem returna produsele cumpărate de la ei? Da, este o prevedere legală și, într-adevăr, printre cele, apropo de cumpărături inteligente, trebuie să fii foarte, foarte atent la ce scrie în respectivul magazin online. În primul rând trebuie să te uiți la, să-i spunem, autenticitatea acestuia. Verifică că este de la un comerciant autorizat, care are toate datele companiei clar menționate în magazinul online și fii atent la ce scrie la termeni și condiții. Ce se întâmplă dacă suntem nemulțumiți, dacă nu putem să ne returnăm produsele, pentru că asta susțin cei de la care le-am cumpărat, deși legea spune cu totul altceva, unde putem să depunem o plângere, cu cine putem să vorbim? Există mai multe etape prin care poți să treci pentru a putea soluționa o astfel de situație. Evident, prima încercare va fi cea pe cale amiabilă. Orice magazin online este obligat să pună la dispoziția cumpărătorilor un formular de retragere, prin care să anunțe drept neechivoc dorința de a returna produsul, fără a da explicații din nou. Dacă acel formular nu este primit, sau bine, cumpărătorul poate anunța pe orice cale dorită, că poate să renunțe, poate să dea și un telefon, poate să vină la sediu și să spună nu îl mai vreau, vă rog frumos luați-l de aici. Și de asemenea mai era o prevedere care a fost dată la o parte, și anume obligativitatea de a returna
prin aceeași metodă prin care ai primit produsele. Dacă ai primit prin curier, tot prin același curier ar trebui să și returnezi. Nu este legal, nu e voie. Ei, dacă magazinele online încearcă să găsească tot felul de prevederi, temeiuri legale pentru a nu primi, următorul nivel după amiabilă este ANPC-ul. O plângere la ANPC și rezolve astfel problema în România. Și cam în cât timp am putea să primim un răspuns? De obicei în 30 de zile, lucrătoare, cam acesta este termenul. Aviz celor cu magazine online, cumpărătorul de obicei are dreptate și o mare recomandare. Eu vorbesc din perspectiva, ok, și a cumpărăturilor online, într-adevăr sunt specialistă la a cumpăra online, însă a magazinelor online, a comercianților. Dragii mei, nu încercați să păcăliți clientul. Cel mai important lucru pe care poate să-l facă un magazin online, în e-commerce, în general, este să aibă clienți fideli. Fără clienți fideli, nu vei ajunge niciodată la profitabilitate. Iar dacă în vreun fel îți păcălești clienții, aceștia au atât de multe căi și legale și de-a dreptul în social media de a lăsa review-uri negative, astfel încât niciodată nu vei reuși să-ți revii din această experiență negativă unde nu ai vrut să returnezi 100, 200, 300 de lei. Am înțeles. Mulțumim tare mult, Doina. Cu Doina Vulceanu ne întâlnim și la ora 10. Așa că dacă aveți întrebări pentru ea, nu uitați că ne puteți scrie pe contul nostru de Instagram sau pe pagina noastră de Facebook.